Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, așa cum remarcam, odată cu trecerea la această ultimă parte a relatării vieții domnului Isus, Marcus schimbă puțin nota sa obișnuită. Și în acest capitol observăm că nu mai au loc minuni, dar activitatea continuă să fie intensă. În acest capitol 13 este vorba de acțiune la timpul viitor, fiind vorba despre evenimentele escatologice care vor încheia această epocă. Se vorbește aici despre necazul cel mare și este descrisă plastic cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Aceasta este acțiune alimentată de puterea divină, care este mult mai puternică decât cea atomică. Cuvântarea Domnului Sus de pe Muntele Măslinilor din acest capitol este o relatare paralelă cu cea din Matei. Aici, însă, cuvântarea este mai scurtă decât în Evanghelia scrisă de Matei. Acest lucru este adevărat în general cu privire la Evanghelia după Marcu. Ea prezintă evenimentele în versiune prescurtată, cu doar câteva excepții în care oferă mai multe detalii decât textele paralele din celelalte evanghelii. Dar iată acum un plan al acestui capitol. Începem cu întrebările ucenicilor pentru Domnul Hristos pe muntele măslinilor. Ne este oferit apoi o viziune de ansamblu a acestor vremuri. Vorbind despre vremea sfârșitului, Domnul Isus notează și persecuția care precede perioada necazului cel mare, Domnul face apoi o profeție referitoare la necazul cel mare. Propovăduirea celei de-a doua venire a lui Hristos constituie următorul punct major al capitolului. Mai avem și pilda zmochinului, după care urmează un îndemn la veghere pentru poporul lui Dumnezeu. Dar să începem cu versetul 1 al acestui capitol. Când a ieșit Isus din templu, unul din ucenicii lui i-a zis, Învățătorule, uită-te ce pietre și ce zidiri! Avem aici un exemplu care ne explică felul în care poate fi înțeles greșit un fragment din scriptură. Am putea întreba ce se ascunde dincolo de această afirmație a ucenicilor. Nu avem nicio indicație asupra motivului pentru care este spus acest lucru. Ar trebui să ne întoarcem însă la Evanghelia după Matei, capitolul 23, versetul 38, pentru a afla ceva. Domnul Isus vorbise despre distrugerea templului care avea să aibă loc în viitor. Ucenicii erau nedumeriți pentru că vedeau această zidire în toată splendoarea și în toată gloria. Ei voiau să se asigure că Isus a observat și el acest lucru. Așa că îi spun, învățătorule, uite te ce pietre și ce zidiri! Isus i-a răspuns, vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Și el le pune o întrebare, Ucenicii ceruseră să privească toate acele clădiri pentru ca să se asigură că el nu trece pe lângă ele fără să le observe. Dar acum el îi întreabă, cu adevărat le vedeți voi? Domnul Isus îi învață o mare lecție spirituală cu această ocazie și, bineînțeles, și pe noi. Și noi ne-am putea întreba, vedeți aceste clădiri frumoase? Sunt noi, impresionante, dar de fapt, ce vedem noi? Noi le vedem frumusețea, soliditatea, stabilitatea, permanența. Ni se pare că vor fi aici zeci de ani, că nu vor fi clintite decât în cazul unui cutremur foarte mare. Dar adevărul este că toate aceste clădiri sunt temporare. Toate acestea vor trece. O perspectivă corectă ne va permite să vedem că nu va rămâne piatră peste piatră din aceste clădiri. Unele sunt construite din oțel și beton, dar cu toate acestea, tot vor pieri într-o zi. Apostolul Pavel a afirmat acest adevăr spiritual în felul următor: Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Dragi prieteni, acesta este marele adevăr. Știți ce a spus nebucadnețar pe când admira zidurile Babilonului? Plin de admirație în fața gloriei cetății, a spus. Nu este acesta Babilonul pe care l-am ridicat eu? Ați văzut oare fotografia ale Babilonului de astăzi? Nu mai are nimeni cu ce să se laude, pentru că sunt numai ruine. Toată gloria lui a dispărut și la fel se va întâmpla și cu zgârie norii de astăzi. Aceste lucruri sunt trecătoare, dragii mei. Dar, dragi prieteni, vedeți voi lucrurile care sunt veșnice? Apoi a șezut pe muntele măslinilor în fața templului. Și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri. Marco adaugă mereu unele lucruri pe care nu le găsim în celelalte evanghelii. Dacă nu am avea Evanghelia după Marcu, nu am ști că aceștia au fost cei patru bărbați care i-au pus lui Isus aceste întrebări. Amintiți-vă că aceasta este, de fapt, Evanghelia după Petru. Petru este cel care i-a spus lui Marcu cine erau cei patru care au alcătuit delegația prezentă înaintea lui Isus cu ocazia acestor întrebări pe care le citim în versetul 4. Marcu enumeră două dintre întrebări. Matei redă trei întrebări. Luca relatează numai o parte din răspuns. Dacă punem la un loc toate fragmentele, vom avea tabloul complet și vom vedea că au fost trei întrebări. Prima este următoarea. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri. Această întrebare se referă la afirmația că nu va rămâne piatră peste piatră din templu. Luca redă răspunsul Domnului Isus la această întrebare. A doua întrebare. Care va fi semnul venirii tale? Și a treia, care sună cam așa. Care va fi semnul sfârșitului veacului? Matei și Marcu redau răspunsul Domnului la ultimele două întrebări. Matei oferă mult mai multe detalii decât Marcu, dar noi ne vom ocupa de accentul pe care îl pune Marcu aici. Amintiți-vă că el le scria romanilor și trebuia să le atragă atenția asupra lucrurilor pline de putere, de acțiune și de dramatism. Isus a început atunci să le spună: Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Acesta este un avertizment constant. Un avertizment împotriva cristoșilor falși. Unii cred că acesta nu este un pericol pentru ziua de azi. Eu nu sunt de acord cu această opinie. De exemplu, Cristosul teologilor liberali este un anticrist. Nu este Cristosul adevărat. Poate unii dintre voi cred că aceștia îl propovăduiesc pe Cristosul Bibliei, dar nu este deloc așa ceva. După afirmațiile lor, Hristosul pe care îl propovăduiesc ei nu este născut din fecioară, nu a făcut niciodată nicio minune, nu și-a vărsat sângele pentru păcatele noastre, nu a înviat în trup, nu s-a înălțat în cer și nu va veni din nou în trup. Știți că nu există un astfel de Isus în Biblie? Domnul Isus, cel din Biblie, s-a născut din fecioară, a făcut multe minuni și a vărsat sângele pentru păcatele noastre, a înviat din morți, s-a înălțat la cer și va veni din nou în trup. Aceasta este Biblia. Și Biblia conține singurele documente referitoare la natura istorică a Domnului nostru. Biblia prezintă toate cele fapte importante ale credinței. Teologul liberal vorbește despre un alt Hristos, despre un alt Isus. Și orice alt Hristos, în afară de cel al Bibliei, este anticristul. Ascultați ce spune apostolul Ioan. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Sunt cuvinte scrise în prima sa epistolă, capitolul 2, versetul 18. În lume sunt mulți anticriști. Eu v-am atras atenția asupra teologiei liberale, dar există mulți al Cristoși falși. Am auzit că fondatorul unei noi religii a spus că poate face tot ce n-a putut face Isus Hristos. Unul din membrii grupului Beatles a afirmat că ei au fost mult mai populari decât Hristos și au făcut mai mult decât El pentru lumea din zilele noastre. Și mai sunt mulți alții care pretind că sunt Hristos sau sunt mai mult decât El. Domnul a avut dreptate să ne avertizeze în mod repetat în această privință. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă înspăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Războaiele, la fel ca și Cristos și falși, sunt o caracteristică a timpurilor moderne. Niciun un credincios nu ar trebui să fie alarmat din cauza războaielor, pentru că, chiar Domnul ne spune, ele nu sunt semnul sfârșitului vremurilor. Nici anticriști, nici războaiele nu arată că ne aflăm la sfârșitul vremurilor. Când spun anticrist, nu mă refer la anticristul care este unul singur. Toți acești cristoși falși arată că va fi un anticrist singurul și cel din urmă. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Vedeți de ce nu trebuie să ne înspăimântăm? Pentru că nu este sfârșitul vremurilor, ci este începutul durerilor. În prezent, omul crede că este extrem de civilizat pentru că are tot felul de aparate electrice, electrocasnice și crede că poate face din această lume un loc minunat. Dar el descoperă brusc că poluează Pământul și că planeta aceasta va ajunge de nelocuit. Și după o vreme nu foarte îndepărtată, dacă nu se oprește explozia demografică, se va muri de foame. Biblia spune că vor veni necazuri și foame de multă. Este interesant că această carte, pe care mulți oameni o disprețuiesc, este atât de exactă în aceste privințe. Oamenii au crezut că vor rezolva problemele lumii cu ajutorul științei. Acum știm că nici măcar știința nu poate găsi soluții la problemele create de om. Cunoscutul George Bernard Shaw a ajuns în situația de a recunoaște următorul lucru. Știința de care îmi legasem credința s-a năruit și acum aveți în fața voastră un ateu care și-a pierdut credința. Ce tragedie! Acestea sunt caracteristicile sfârșitului veacului. Luați seama la voi înșine, spune Domnul. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi din pricina mea veți fi duși înaintea drăgătorilor și înaintea împăraților pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Acum nu cred că Domnul Isus vorbește despre biserică în această situație. Prin evanghelie el se referă la evanghelia împărăției. Aceasta este de asemenea evanghelia harului. Aceasta nu înseamnă că există două evanghelii. Evanghelia Împărăției este de fapt o fațetă a Evangheliei Harului. Mântuirea este posibilă numai prin Harul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu a pregătit o altă cale în afara sângelui lui Iisus Hristos prin care omul să poată fi mântuit. Dar Evanghelia Împărăției va sublinea următorul lucru. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Cu alte cuvinte, pocăiți-vă, căci Iisus vine. Și când va fi spus acest lucru în ziua aceea, va fi în vremea necazului cel mare, și așa se va întâmpla. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Acum, dragii mei, acesta nu este un verset pe care predicatorii leneși să-l folosească în sprijinul lor atunci când nu-și pregătesc predicile. Mi-a povestit un prieten că era pe un peron de gara acum câțiva ani în așteptarea trenului. Și pentru că trenul avea întârziere, se plimba de la un capăt la celălalt al peronului, repetând predica după notițele pe care și le făcuse. La un moment dat s-a apropiat de el un bărbat care l-a întrebat. Sunteți predicator? Da, a răspuns prietenul meu. Și ce faceți? Îmi revizuiesc principalele gânduri ale predicii mele, cum adică? Vreți să spuneți că vă pregătiți predicile mai dinainte? Da, bineînțeles. De ce? Știți, și eu sunt predicator, dar niciodată nu fac așa ceva. Eu aștept până ajung la amvon și Duhul lui Dumnezeu îmi dă un mesaj. Și dacă Duhul nu vă dă niciun mesaj, a întrebat prietenul meu, ce faceți atunci? Improvizez ceva până când îmi vorbește Duhul. Dragii mei, Tare, mi-e teamă că este prea multă improvizație în viața multor predicatori și slujitori ai bisericii. Acest verset nu vorbește despre așa ceva. El se referă la ziua în care cei 144.000 din poporul lui Israel vor fi martori. Acesta este un mesaj pentru ei, pentru ziua aceea. Acest verset nu ne oferă o scuză pentru a nu ne pregăti cuvintele pe care le adresăm oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, trebuie studiată. Și Duhul Sfânt este acela care iluminează, este acela care inspiră, este acela care cercetează, acela care conduce. Dar să mergem mai departe cu relatarea referitoare la zilele de pe urmă. Fratele va da la moarte pe frate său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. În ziua aceea va fi antisemitism pe scară internațională. Dar când Dumnezeu își va pune pecete asupra lor în ziua aceea, ei vor putea să îndure totul până la capăt. Ajungem acum la o porțiune foarte dramatică. Când veți vedea oriciunea pustiirii stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă, atunci, cei ce vor fi în iudeea să fugă la munți. Acesta este începutul necazului cel mare. Primii trei ani și jumătate sunt liniștiți în comparație cu restul. Este pacea falsă a anticristului. Apoi, în mijlocul acestei perioade, va apărea acea ureciune a pustiirii despre care vorbește Daniel în profeția sa. Aceasta va sta acolo unde nu este locul, adică în locul sfânt. Dacă Marcul ar fi spus romanilor că uriciunea pustiirii va sta în locul sfânt, ei nu ar fi înțeles despre ce este vorba. Așa că el atrage atenția ca cei ce citesc să înțeleagă. Acest lucru este mai pe înțelesul multora și astăzi. Trebuie să înțelegem faptul că locul sfânt fusese dat numai poporului evreu. Era un loc anume în templul de pe pământ. Biserica nu mai are un astfel de loc sfânt, Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea. Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Este o anumită urgență pe care Domnul Isus o semnalează în acest îndemn. Nu vă întoarceți după lucrurile voastre, ci începeți să alergați cât puteți de repede, spune El. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor dațiți în zilele acelea, rugați-vă ca lucrul acesta să nu se întâmple iarna. Acesta este începutul necazului cel mare. Și iată ce spune Domnul. Pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși. Dacă vă va zice cineva atunci: Iată, Hristosul este aici, sau Iată, la colo, să nu-l credeți! Dragii mei, pentru foarte mulți, acele zile vor fi adevărate zile de groază. Că se vor scula Cristoși mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși. Păziți-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. În zilele acelea, și falși, precum și profeții falși, vor face minuni autentice prin puterea lui Satan. Cea de-a doua venire a lui Hristos este introdusă prin întunericul lăsat asupra Universului și prin jocuri de lumină cerești răspândite în tot acest univers. Imagine care va împlini profeția din Ioel, capitolul 2, între versetele 28-32. Dar să ascultăm mai departe la Marcu. Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Bineînțeles, norii descriși aici nu sunt nori de ploaie. Ei sunt nori de slavă. Cred că acesta este semnul fiului omului în ceruri atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. Și, dragii mei, aceasta nu este răpirea bisericii. El nu trimite îngeri pentru a-i aduna pe cei credincioși, ci ei sunt luați pentru a-l întâlni pe Domnul în văzduh. Este o referire pe care o găsim în întâia epistolă către Tesalonice, capitolul 4, începând cu versetul 13. Dar, dragii mei, după acesta ajungem la pilda smochinului. Luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Zmochinul vorbește despre poporul evreu. Eu cred că pot găsi fragmente biblice care se susțină acest punct de vedere. Unitatea de măsură pentru timp folosită de Dumnezeu este tot poporul evreu. Dar, iată, noi referiri la raportul dintre timp și toate aceste lucruri vestite de Domnul Isus. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea atitudinea potrivită pentru poporul lui Dumnezeu din toate timpurile în fața profețiilor viitorului este vegherea și rugăciunea, dragi prieteni. Relatarea lui Marcu cu privire la cuvântarea Domnului Isus de pe muntele măslinilor se încheie cu următoarea pildă. Se va întâmpla ca și cu un om plecat într-o altă țară care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca, nu cumva venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Acest îndemn este și pentru noi. Deși vegherea este diferită de la om la om, cineva poate vegea neliniștit în timp, ce altul poate vegea în pace și calm. Copilul lui Dumnezeu trebuie să vegheze așteptând acea binecuvântată nădejde și acea glorioasă apariție a Domnului. Aceasta înseamnă a aștepta cu bucurie. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.